vin la munte, se va desfășura în perioada 11-12 iunie, Hotel Cromwell Brașov, de la ora 12 la ora 21 în prima seară de sâmbătă, de la ora 12 la ora 19 în ziua de duminică. Bilete se pot cumpăra de pe bilet.ro, este foarte important să luați bilete de din cod de pe site, fiindcă în funcție de grad de încărcare al sălii, primii au prioritate cei cu invitațiile și cu biletele online. Dacă mai sunt locuri, se pot cumpăra, se pot achiziționa bilete și de aici. Eu zic că vor fi locuri să se poată intra și pe bilete de aici. Ce se poate face? Poți să ai o poveste foarte frumoasă la fiecare stand. De la o cramă care se numește Tenuta Romana, și nu e un secret aici, este un vinificator care vinifică la a doua generație, e român și vinifică în Italia. Este ajuns la un nivel foarte mare, vinifică pentru foarte multe crame și face vinuri excepționale. O să fie prima oară la Bebea Lambala și vine direct cu el, vine cu un Chardonnay, ca idee de vin nou. Pe lângă vinurile pe care le găsim clar de tot la fiecare stand, avem pe cineva care vine cu niște cârnați din Austria. El încearcă să-și promoveze niște cârnați austrieci cu brânzeturi în el, cu brânză. E interesant, chiar o să fie o chestie frumoasă. Avem din Brașov pe cineva care vinde tot ce înseamnă accesorii pentru vin. Veți putea achiziționa, o să fie un magazin de unde puteți să cumpărați aproape orice vin din expoziția aproape, am zis, fiindcă fiecare producător vine între 7 și cel mai mare, am zis, putea sau pe 22 de etichete, ceea ce este un calvar acolo. Despre masterclass-ul? Se va putea cumpăra. Apoi, în urma concursului, și acum am zis, se vor vedea acele buline care le vor primi cramele și poți să zici, da, n-am dus să degust 500 etichete, dar măcar mi le notez și mă duc la fiecare stand în parte. Despre masterclass, așa cum am zis, este un masterclass, este singurul care e cu bani, costă 50 de lei intrarea, dar își face banii complet. Ne-a picat în ultima instanță, am avut să mai vină să avem un masterclass în primire din Argentina, în schimb nu am mai reușit să mai ajungă. La ediția 6-a cu siguranță va ajunge, așa ne-a promis, și ne-a picat de sud, vor fi alte surprize plăcute. Haideți mai întâi să vedem programul de pe vinlamunte.ro. Se mai actualizează astăzi cu absolut toate informațiile. Iar după ora 12 se dă start și vom ciorni primul pahar la Vin la Munte, ediția 5-a 2020.